Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Astăzi dimineață vom continua Bondărelul, partea a doua. Vom lucra cu aceleași culori ca și până acum. Deci am făcut corpușorul și capul Bondărelului. Acum vom continua lucrând piciorușele. Pentru acestea vom folosi același fir verde, același croșet cu numărul 2,10 mm și vom începe lucrând 6 piciorușe scurte în cercul magic. Vom face primul picioruș de început, după care vom continua lucrând cele 6 piciorușe scurte. Eu sper că acasă este timp frumos, la mine a fost furtună toată noaptea, ieri a plouat toată ziua. 2, 3, 4, 5. Cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic cu picioruș scurt, așa cum ne-am obișnuit deja. Dar sper că eu să intru ușor cu croșetul. Picioruș alunecat, scuzați. Din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o înmulțire. Iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am făcut prima înmulțire și vom continua apoi singure. Am făcut cele 6 înmulțiri, am obținut cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor și acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea, după care vom face o înmulțire. Vom continua pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Am obținut cele 15 piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de piciorușe în tehnica backloop. Vom lua doar prima jumătate a fiecărui picioruș, prima jumătate din față. În felul acesta vom lucra acest rând în tehnica back loop, după care vom continua, deci doar partea din față a fiecărui picioruș, nu vom lua întreg piciorușul. Doamnele care lucrează deja de ceva timp după tutorialele mele cunosc această tehnică. Și în funcție de lucrarea pe care o executăm, lucrăm back loop în funcție de lucrare, așa cum vă spuneam. Încet, încet vom ajunge la sfârșitul acestui rând. Vom întoarce lucrarea în felul acesta. Totdeauna să-i dăm forma dorită. Dacă o să auziți ceva zgomote stranii pe fundal, este bătrâna mea care doarme și sforie de obicei.
am ajuns la capătul acestui rând, vom pune lucrarea în felul acesta, schimbăm firul despărțitor, iar acum vom face un rând de 15 piciorușe scurte în mod normal. Vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci vom lua întreg piciorușul. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua cu o serie de 5 scăderi consecutive, însă vor fi scăderi de o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus. Am deja firul aici pe croșet, am pus firul despărțitor. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în primul picioruș, voi extrage firul. Am 3 fire acum, voi trece firul doar prin primele două, acesta voi opri pe croșetul meu, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi extrage firul, iar acum le voi închide pe toate 3 împreună, din nou voi continua. Eu lucrez încet ca să vă pot explica bine. La sfârșitul acestui rând va trebui să avem un număr de 10 piciorușe. 2. 10. De ce lucrăm în felul acesta? Pentru că va trebui să formăm călcâiul. Din cauza asta, acesta este motivul pentru care lucrăm în acest mod. Și voi continua. Voi fi atentă aici la ochiurile pe care le am, 2, 4, 5. Trebuie încă să... Ca să nu aveți probleme, să vă încurcați, așa cum fac eu, veți număra ochiurile de la începutul rândului. Deci știți că firul despărțitor l-am pus exact în momentul în care am terminat acest rând anterior. Și avem 2, 4, 5. Acum trebuie să fac o nouă scădere. Aici avem 2, 4, 5 piciorușe. De acum vom continua rândul cu piciorușe scurte lucrate în mod normal. Întotdeauna va trebui să fiți atente, să numărați atât piciorușele care urmează să le lucrăm, cât și cele pe care deja le-am lucrat. Pentru că, așa cum vă spuneam, trebuie să obținem un număr de 10 piciorușe. În felul acesta am ajuns la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 10 piciorușe scurte. Acum acest capăt de fir îl vom introduce în interior. Și vom continua lucrând un număr de 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Îl introducem aici pentru că nu ne va încurca pe măsură ce lucrăm. Vedeți, în felul acesta îl vom ascunde un pic și
Vom putea lucra fără probleme în continuare. Vom pune firul despărțitor și continuăm 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 3 rânduri pentru a continua piciorușul. Am ajuns la capătul celor 3 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Uitați-vă ce frumos s-a format aici călcâiul. Dacă puteți observa, vom continua lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. Vom face 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta încă o dată această secvență, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Obținute aceste 12 piciorușe scurte, vom continua lucrând 2 piciorușe scurte în mod normal. 1 și cel de-al doilea. După care vom continua făcând din nou o scădere de 2 piciorușe consecutive, deci 2 scăderi consecutive normal, în același mod în care am executat și pentru călcâi. Deci am luat deja firul odată pe croșet, voi intra în picioruș, voi scoate, acum am 3 fire, voi trece prin primele 2 fire, am rămas cu 2 aici, firul pe croșet voi intra în următorul picioruș, voi extrage, acum am 3 fire, le voi închide pe toate 3 împreună. La sfârșitul acestui rând, noi va trebui să avem un număr de 10 piciorușe scurte. 2, 4, 6. Acum vom continua cu următoarea scădere. Firul pe croșet. Am rămas aici cu un fir, din nou firul pe croșet. Voi extrage. Și am făcut și această scădere. Deci avem 2 piciorușe scurte de la începutul rândului, 2 pe care le-am obținut prin aceste scăderi, deci sunt 4. Și acum voi continua cu piciorușe scurte. 5, sper să nu fi sărit 1, 6, 7, 8, 9, 10 și ultimul picioruș scurt cu care am făcut numărul de 10 piciorușe scurte. Felul acesta. Acest fir nu este atât de bine mercerizat și îmi dă probleme să-l lucrez. Deci, în acest moment, am obținut din nou 10 piciorușe scurte și vom continua lucrând un număr de 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, fără să mai facem acele jumătăți de picioruș dublu redus, fără scăderi, fără nimic. 6 rânduri. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 6 rânduri pentru a încheia lucrarea. În momentul în care am terminat cele 6 rânduri de câte 10 piciorușe scurte, vom umple piciorușul, însă nu în totalitate, cam pe 3 sferturi, să spunem, poate un pic mai mult.
Vom introduce melana, încet, încet, apoi când am ajuns la consistența și la înălțimea dorită de noi, chiar dacă avem melană în plus, noi vom rupe. Ia uitați-vă în felul acesta, încet, încet introducem aici. Cred că am ajuns cam unde îmi doream. Voi tăia această melană pentru că este foarte, foarte deasă și voi introduce această, uitați-vă, în felul acesta, să ne rămână un pic de spațiu liber aici. Și în acest moment vom continua lucrând scăderi după scăderi pentru a încheia piciorușul. Stai cu mine. Nu am nevoie de fir, de separare, voi intra și de această dată nu vom lua doar partea din fața piciorușului, ci vom intra în felul acesta. Voi scoate un fir, deci voi prinde întreg piciorușul. Așa, am trei, acum le închid pe toate trei și voi continua. În felul acesta vom face scăderile. Acest fir care îmi rămâne întotdeauna în urmă. Deci am făcut trei scăderi până acum. Cea de-a patra. Cea de-a cincea scădere. Felul acesta. Iar acum, odată ce am lucrat cele 5 scăderi, voi închide lucrarea. Deci am ajuns la un număr de 5 piciorușe scurte, voi mai face încă o dată această operație de scădere. Voi scurta firul, îl voi lăsa un pic mai lung pentru că va fi nevoie să coasem. Voi închide în felul acesta. Și am terminat piciorușul. Celălalt eu l-am deja făcut. În felul acesta se prezintă. Vom continua să facem mânuțele. Pentru aceasta vom începe ca de obicei în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Deci primul picioruș de început, eu sper să nu fie ieșit din cadru în timp ce mă ocupam de picioruș. Și voi face 6 piciorușe scurte. 1 2 La mine plouă, să știți, aud din casă. 3. Este dimineața, foarte devreme. 4. 5. 6. Voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit, cum închidem de obicei. Mereu repet aceleași fraze, însă cred că v-ați obișnuit deja cu modul meu de a mă exprima. Și acum vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o mulțire. Deci la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Continuăm. Următorul rând lucrând 5 piciorușe scurte. Deci am obținut deja cele 12 piciorușe scurte. Foarte. Așa, și avem 1
doi, trei, patru, cinci, după care vom face o mulțire. Vom continua din nou. 1, 2, 2, 3, 4, 5, iar acum voi face cea de-a doua mulțire și astfel am obținut un total de 14 piciorușe scurte. Din acest moment vom continua. Voi schimba firul despărțitor și voi face două scăderi consecutive și vom scădea în modul în care ne-am obișnuit să scădem în mod normal. Deci intrăm în primele două jumătăți din cele două piciorușe, facem prima scădere, apoi continuăm. 1, 2, 3, 4, 5. La început am spus două scăderi consecutive, cred, am greșit eu. Deci am făcut 5 piciorușe scurte, acum voi face din nou o scădere și vom termina rândul cu piciorușe scurte și astfel am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Deci ne-am întors din nou la cele 12 piciorușe scurte. 4 și cel de-al cincilea picioruș scurt. Acest tutorial va fi un pic mai lung pentru că este un pic mai migălos de lucrat și mânuțele și picioruțele bondarelului. După aceea va fi mult, mult mai ușor. Am obținut cele 12 piciorușe scurte din nou. Acum vom continua lucrând un număr de două piciorușe scurte în mod normal. Deci 1 și cel de-al doilea. După care vom face 3 scăderi. Pentru că la sfârșitul acestui rând noi va trebui să obținem un număr de 9 piciorușe scurte. Deci avem deja aici două piciorușe scurte, scuzați. Vom face prima scădere, vom lua firul pe croșet și vom intra picioruș. Vom extrage firul. Vom ține pe croșet din nou. Deci vom scădea exact în modul în care am scăzut în momentul în care am lucrat piciorușul. Avem 3 ochiuri până acum, 3 piciorușe scurte. Din nou voi face o scădere. Pentru că trebuie să facem și aici scădere asemănătoare cu cea de la picioruș. Acum ar trebui aici să avem 4 piciorușe scurte și 2, 4, 5. Trebuie să mai fac o scădere. Trebuie să fim întotdeauna atente pentru că putem greși și să numărăm așa cum am spus în cazul în care facem acest tip de scăderi, să numărăm atât piciorușele de la începutul rândului, 2, 4, 5, cât și cele
de la care le-am obținut până acum. Și acum voi continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând, în care, așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 9 piciorușe scurte în total. Sunt diferite lucruri pe care le învățăm pe măsură ce lucrăm și de aceea uneori ni se par greoaie. Însă odată ce am lucrat în acest mod, după aceea reținem pentru următoarele lucrări. Acum voi continua din nou cu scăderi. De data aceasta voi face scăderi normale. Deci am obținut cele 9 piciorușe scurte. Acum voi face un picioruș scurt, pentru că trebuie să ajungem la un număr de 6 piciorușe scurte. Deci am un picioruș scurt. Voi face o scădere, însă în modul în care v-am arătat și la închiderea piciorușului, voi trece prin tot piciorușul, extrag firul, voi intra prin următorul și le voi închide pe amândouă. Piciorușe scurte, 2, voi continua, 3, 3, voi face din nou o scădere, și voi face o ultimă scădere acum și vom obține 6 piciorușe scurte în total. Iar acum vom continua lucrând un număr de 9 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deci cu aceste 6 piciorușe scurte vom merge de jur împrejur să vă fie mai ușor. Nu trebuie să schimbați firul întotdeauna, ci puteți număra piciorușele scurte. 6 ori 9, 54. Din acest moment de aici, de unde am pus firul, noi vom merge de jur împrejur lucrând un număr de 54 de piciorușe scurte și în felul acesta ajungem la capătul lucrării fără să fie nevoie să mai mutăm firul, să-l întoarcem, să se pierde, ne încurcă, cel mai simplu mod, pentru că nu avem nici de mulțit, nici de scăzut. Deci noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri. Am ajuns la capătul celor 9 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Acum voi tăia firul, îl voi lăsa un pic mai lung, pentru a avea în momentul în care vom coase și voi închide și această parte a lucrării. Deci până acum am făcut piciorușele, am făcut mânuțele, să le numim așa. Uitați-vă. Vom continua cu aripioarele. Pentru aripioare vom lucra cu culoarea alb. Vom face mai întâi un ochi de lanț de început, după care vom continua lucrând un număr de 8 ochiuri de lanț. Deci avem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos și vom lucra. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt, deci 6 piciorușe scurte. În cel de-al șaptelea vom face un număr de 5 piciorușe scurte, deci în corespondența celui de-al șaptelea ochi de lanț vom face 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea picioruș scurt, după care ne vom întoarce pe partea cealaltă, vom ține și acest capăt de fir și în corespondența aceluiași picioruș vom face alte 5 piciorușe scurte. Deci avem 2, 3, 4, 5, cel de-al cincilea picioruș scurt și acum vom continua cu piciorușe scurte până jos, până la capătul acestui rând. Și voi începe, ținând și firul, capătul de fir în același timp. Avem 1, 2, 3. Acum voi abandona acest capăt de fir. 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș scurt, iar acum, pentru cine are acest tip de fir metalic, îl poate pune. Cine nu, poate lucra chiar și fără. Însă eu voi pune acest fir metalic pentru a da o mai mare stabilitate lucrării. Și în felul acesta voi începe și voi face un rând de piciorușe scurte de jur împrejur, lucrând în același timp, prinzând și acest fir metalic. Firul este foarte subțire, este acel fir pe care îl folosim în momentul în care lucrăm anumite flori. Voi face un rând de piciorușe scurte și încet, încet prinde formă și aripioara. Firul metalic îi dă stabilitate și apoi noi vom putea să îi dăm forma pe care o dorim, să așezăm aripioarele în modul în care dorim. Am ales să mă opresc la un moment dat cu tutorialele pentru Paște, pentru că oricum pe YouTube sunt foarte, foarte multe și așa cum am spus, întotdeauna nu vreau să intru pe teritoriul nimănui, pentru că după aceea
vor fi probleme și am făcut cele câteva tutoriale cu decorative, cu cuibul, pe care am văzut că le-ați apreciat. Îmi dau seama după vizualizări, după like-uri, după comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine și mai ales vă mulțumesc pentru faptul că ceea ce lucrez este apreciat. Deci încet, încet ajungem și la sfârșitul acestui rând. Nu uitați întotdeauna cu atenție să prindem și firul metalic, pentru că altfel acesta se va vedea. Și iată, ne-a ajuns și aproape la capătul acestui rând. Aici voi face ultimul piciorul scurt. Să fiu atentă să intru bine. Deci ultimul piciorul scurt, după care voi scurta atât firul metalic cât și firul alb. Mai întâi firul metalic, apoi firul alb, pe care îl voi lăsa mai lung din nou pentru a avea necesarul în momentul în care vom coase aripioarele. Vom închide lucrarea. În felul acesta. Nu vă preocupați dacă aici este acest gol, nicio problemă. Vom scurta și acest capăt de fir și nu ne rămâne decât să facem antenele. Eu între timp am lucrat și cealaltă aripioară, deci avem două, vedeți că sunt perfect identice ca mărime. Le punem și pe acestea deoparte și vom trece să facem antenele. Pentru antene vom începe cu culoarea galben, culoarea cea palidă. Voi face cercul magic, un picioruș scurt pentru început, pe care nu-l vom pune la socoteală, după care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Acest tutorial este un pic mai lung pentru că au fost anumite detalii pe care trebuia să le pun în evidență. Avem două. Trei. Patru. Cinci. Și cel de-al șaselea picioruș scurt. Voi închide cercul magic. Vom închide cu fir alunecat, așa cum suntem obișnuite, repet mereu același lucru, și din acest moment, în corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, vom pune firul despărțitor și vom lucra un rând de 12 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare ochi și îl vom lucra așa cum se găsește. Și vom continua singure. Ajunse la capătul acestui rând, am pus din nou firul despărțitor și acum vom face 6 scăderi, pentru că va trebui să ajungem la un număr de 6 piciorușe scurte. Și acum am făcut prima scădere,
de-a doua. Scăderile le facem în mod normal, cum ne-am obișnuit. Cea de-a cincea scădere și avem cinci piciorușe scurte deja cu acesta, iar acum voi face ultima scădere și astfel obținem cele șase piciorușe scurte. Aici trebuie să faceți atenție. Deci este ultima scădere. Insist pe aceste detalii, chiar așa cum vă spuneam, tutorialul este un pic mai lung. Eventual pentru a forma coase părțile componente, voi face un nou tutorial, dar aceste mici detalii sunt foarte importante în lucrarea noastră. Acum, acest capăt de fir noi îl vom pune în interior, în felul acesta, astfel vom umple un pic antena. În felul acesta. Așa, și din acest moment vom schimba firul, vom pune firul verde. Da, în felul acesta. Voi atașa firul verde. Face un mic ochi de lanț în felul acesta. Și voi începe primul picioruș pe care apoi îl voi închide cu verde. Felul acesta. Aici este primul picioruș. Voi trage bine firul galben, voi lucra un pic, două, trei piciorușe, prinzând în spate amândouă capetele de fir, felul acesta, și vom face un total de patru rânduri cu această culoare verde. V-am spus cum, 6 ori 4, 24 de piciorușe. Avem deja două, trei. Aici putem abandona firul galben. Îl voi scurta. Capătul îl voi introduce în interior. Pe măsură ce lucrăm, îl ascundem aici, înăuntru, va trebui să stea cum vrem noi. Ia uitați-vă, așa, în felul acesta. Și cum vă spuneam, vom lucra patru rânduri de câte șase piciorușe. Noi ne întâlnim... Nu, voi lucra împreună cu dumneavoastră, pentru că așa cum am spus, voi face un nou tutorial în care vom pune toate părțile componente împreună. Lucrând cu dumneavoastră, bineînțeles că eu voi pune firul despărțitor, pentru că nu aș vrea ca vorbind să pierd numărul
piciorușelor scurte. Acum suntem la cel de-al doilea rând. Știu că acum toată lumea este ocupată cu pregătiri pentru sfintele sărbători. Eu aici mai puțin mă bucur de sărbătorile noastre, pentru că așa este. Când nu ești acasă, e mai greu. Am deja două rânduri lucrate, trec la cel de-al treilea. Aș dori foarte mult să vă vorbesc astăzi înspre sfârșitul acestui tutorial de câteva canale de YouTube. Cine este interesat să slăbească, să mănânce sănătos, pentru că are anumite probleme de sănătate, vă recomand cu căldură canalul Andreea și Răzvan, sănătate, sport, sănătate. Voi lăsa link-uri pe canalul de YouTube sau, dacă nu, voi face o listă cu numele respective. Apoi vă recomand din nou un canal de YouTube foarte, foarte frumos și foarte interesant, Iubesc viața. Apoi vă pot recomanda Bucur Loredan, Natura, Darul Divin, și acolo sunt lucruri foarte frumoase, foarte interesante. Cine iubește muzica, vă recomand canalul lui Marius Pop, chiar așa se numește, Marius Pop. Apoi vă recomand Croșetate by Emilia. Cunoașteți pe doamna Emilia Lisaminea. Vă recomand canalul ei de YouTube. Vă puteți înscrie, pentru că toate aceste canale sunt gratuite. De cine să mai vorbesc? De tati și fetița. Tati și fetița care ne oferă atât serii de bancuri, cât și anumite video cu frumuseți din țara noastră. Bursucul Călător, din nou Bursucul Călător, ne arată foarte mult din frumusețea țărilor pe care le vizitează. Lucruri foarte noi, foarte interesante, lucruri pe care nu toți putem să le vedem în fiecare zi. Canalul care se numește Lucruri Iscusite, și acolo veți găsi o doamnă minunată care creează cu materiale reciclate anumite lucrări care vă vor uimi prin frumusețea, dar și prin simplitatea lor. De asemenea, ce canal de YouTube pot să vă pun? Pentru cine iubește pictura, Painting Lovers. Pentru cine iubește bucătăria, La Cucina di Zina. Acolo veți găsi din nou rețete foarte interesante. Alina, o mămică din Germania, un canal de vloguri. Sunt canale pe care eu vi le recomand, o parte din ele, eu le urmăresc de fapt pe toate. Cine iubește grădinăritul și remediile naturiste, Cori și Dani, care au atât canalul în care explică despre îngrijirea plantelor, polinizare și tot ceea ce ține de îngrijirea plantelor, de îngrijirea plantelor de grădină vorbesc, precum și top remedii naturiste, unde veți avea anumite detalii despre
plantele medicinale, la ceea ce folosești și cum pot fi folosite. De asemenea, cine iubește porumbei, vă recomand Valentin, porumbei călători, așa. Sunt multe alte canale de YouTube pe care eu le urmăresc cu foarte mare plăcere și cu interes, de aceea vi le recomand și dumneavoastră. Apoi este Monica, haideți să învățăm din cărți. Sunt lucruri foarte frumoase și foarte interesante pe aceste canale de YouTube. Eu sper ca dumneavoastră să apreciați ceea ce v-am prezentat. Am ajuns aici, în acest stadiu în care am făcut toate părțile componente ale bondărelului. Așa cum am spus, mă voi întoarce cu un nou tutorial în care vom monta toate acestea și vom da o figură finală bondărelului nostru. Așa cum vă spuneam, vă salută Tatiana, vă doresc o zi frumoasă, o zi binecuvântată, plină de realizări, putere de muncă și ne îmbrățișăm cu drag, ne întâlnim la un nou tutorial. La revedere!